Astăzi am votat pentru ceea ce așteaptă oamenii, pentru altfel de Moldova. Am votat pentru fapte, pentru o echipă serioasă, puternică și profesionistă, pentru o echipă care va fi în stare să instaleze un guvern și acest guvern să construiască o altfel de Moldova, o Moldova cu drumuri, o Moldova cu un sistem de educație puternic, o Moldovă cu spitale moderne, o Moldovă cu grădinițe, oamenii să aibă venituri decente, astfel încât în această Moldovă să vrea cu toții să rămână aici, acasă și să lucreze.